Noi am venit cu surprize, să vă ducem bucurie. Este cald, da? Noi iar, da, sunt de acord cu dumneavoastră. Și în primul rând vreau să vă rămân acest coșuleț de flori, să vă aduc doar zâmbitul în această zi importantă. Torta, ca să vă fie mai dulce viața dumneavoastră, minunată. Iar această șampanie, ca să-l pătrăiesc cu toată familia, cu prietenii. Dar la cine crezi că poate să fie așa surpriză frumoasă? De la fiica. Dați-vă, e un mesaj de felicitare, cred că așa să înțelegi din partea cui aici scrie tot, așa. Scumpă și iubita mea mamă, îți doresc să fii mereu sănătoasă, cea frumoasă ești mereu, ești cel mai drag și scump omules în viața mea. Îți mulțumesc de tot ce mi-ai dat în viața mea și m-ai ocrotit de tot rău. Și m-ai făcut un om demnitate, cu demnitate în societate. Îi mulțumesc Domnului că mi-a dat așa mamă cum ești tu și mă rog la El să ai grijă mereu de tine. Ca să fii mai mult lângă mine și nepoții tăi. La mulți ani, cu drag și respect, de la fiica Olesia și nepoțelile Adriana și Alexandrina, te iubim enorm de tare și mult scumpă noastră mamă. Și noi din partea companiei noastre vă dorim multă sănătate, bucurie, să fiți mereu cu zâmbetul pe buze și ca astfel de surprize din viața dumneavoastră nu dispară niciodată. Dacă aveți dumneavoastră ceva să-i transmiteți, fiicii? Mulțumesc frumos! Transmit! Emoționat! Mulți ani trăiască! Mulți!